Trotinetele electrice de închiriat au ajuns și la Galați, unde s-au dovedit extrem de tentante pentru diversi indivizi. Mulți n-au înțeles cum funcționează și cum nu le păzea nimeni, le-au luat acasă. Acum sunt cercetați pentru furt. Dar unde ai găsit o trotinetă? La bună. Cum stoc? Picat. Păi și acum ce vrei să faci pe? Mi-a dat 1000. Și m-a dat ce faci pe ea? Unde s-o duci? Nu îmi trebuie motorul de la ea. Cu fibre motorul de la primărie la trotineta, bre. Deși pare un banc, această scenă s-a petrecut în realitate în Galați. Un localnic a găsit trotineta pe stradă, a crezut că este abandonată și stricată, așa că și-a însușit-o. Nu este singurul caz. Un altul a văzut trotineta fără stăpân pe trotuar și a băgat-o direct în mașină, ignorând semnalele acustice și luminoase pe care le emitea neîncetat. Un trecător mai tânăr l-a avertizat însă pe individ că trotineta este urmărită prin GPS și trebuie dusă înapoi. Un frate, am ajuns ca să furăm trotinetele electrice după stradă. De unde ați luat-o? Acolo duceți. De unde ați luat-o? În Galați, aceste trotinete au apărut pe străzi de o săptămână, de când primăria a început colaborarea cu o firmă care le închiriază printr-o aplicație smartphone. Localnicii nu erau obișnuiți să le vadă peste tot, așa că unii au crezut că sunt ale nimănui și le pot lua. Am depistat o persoană de 47 de ani care transporta o trotinetă electrică. Trecând la verificări, am stabilit că această trotinetă a fost luată de această persoană pentru a fi sustrasă. Am procedat la predarea persoanei împreună cu documentele întocmite la Poliția Municipală Galați. De fapt, trotinetele electrice se închiriază cu 60 de bani pe minut prin intermediul aplicației smartphone cu care utilizatorul o și deblochează printr-un cod QR. M-am cumpărat-o. De la cine, mai exact? De la Umbert. Contra ce sume de bani? 100 de lei. Compania care le închiriază le răspunde celor care fură trotinetele că tratăm orice încercare de furt în consecință. Toate trotinetele electrice sunt monitorizate GPS. De asemenea, multe dintre piesele lor nu sunt compatibile cu alte servicii. Același serviciu este disponibil în București, Cluj-Napoca și Constanța. În noiembrie anul trecut în capitală, polițiștii au identificat un bărbat de 36 de ani care furase, după ce le dezactivase sistemul GPS, 20 de astfel de trotinete electrice în valoare totală de 40.000 de euro. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.